vin să vadă, la, adică, deci comemorarea noastră, vin la pomenirea noastră, vin la acțiunea asta care o facem noi aici toți. Vă mulțumesc din suflet că sunteți în fiecare an cu noi aproape, alături. Alături de a împărtăși durerea. Să spune că cât de mare n-ar fi durerea, dar dacă ai cu cine o împărți, cât de puțin, tot se face mai mică și mai mică. Nu trece de tot, dar când ai cu cine o împărți, când este cineva alături care te susține, durerea îți face, îți pare că se face mai ușoară. Vreau să mulțumesc și să prezint aici persoanele care sunt venite din autorități. De la autoritățile de la raion până ce de la noua suliță, de unde suntem noi, până ce nu văd pe nimeni. Dacă or veni, vei fi mulțumită și îi prezenta. Dacă nu, am vrut să spun, Dumnezeu să ierte, dar e jic, Doamne, iartă. Să fii sănătoși, da. Na. Eu nu plâng, asta e emoțiile, îți vede cuvânt, n-am pentru ce plânge amuiancă. Vreau să prezint locțiitoare, da? Adjunctul în limba ucraineană știu gine, dar românește cam greu. Перший заступник голови районної державної адміністрації Герца Тетяна Глібочану. Deci primul adjunct a președintelui raional Herța, Tatiana Glibocianu. Asta am spus pentru oaspeții. Am tradus concret, domn ministru. Vedeți. Încep și eu învăța limba română. Că așa grăiesc numai cum grăiesc mahalenii. După cum ați înțeles, de la Consulatul General al României la Cernăuț este domnul ministru Ionel Ivan cu soția doamna Ivan, preoții, mă scuzați, iertați-mă, părinte, n-am ce face, că trebuie să încep de la preoți, dar n-am ce face. Voi sunteți anii și de ce e pus întâi oaspeță. Părintele Dumitru Mițiței, părintele la... poftim? Duhovnicul raionului Nouă Suliță. Duhovnicul raionului Nouă Suliță. Să vă dați seama, când Mahala s-o strâns tăt nacielnice. Și preoții toți. Avem protopop în Mahala și duhovnic în Mahala, vedeți? Primar. Da, și primar tot de Mahala. Dumitru Mițiței, preotul nostru paroh la Buda. Bisericii Ștefan cel Mare. Da, român adevărat. Da, toți suntem români, sperăm că și adevărați. Părintele Gheorghe Buzenco, care slujește la noi în Mahala, în Coteni, de 17 ani și are dreptul și noi avem dreptul să-i spunem că tot e de-a nostru. Așa că, părinte, mulțumesc frumos că ați venit și sper să ne vă vedem încoace în continuare. Părintele Eugen, nu știu, părinte, unde slujești, scoză-mă. Dar trăiește la noi, înseamnă că e de nostru, nu? Tot de Mahala. Părintele Marian? Părintele paroh Marian de la Lunca. Mulțumesc frumos, părinte, pentru că ați venit și totdeauna sunteți alături de noi, de câte ori noi venim încoace. Mulțumesc foarte frumos. Și noastră, atât. Mai departe, colegii noștri, să vă prezint primarii din Ostrița, domnul Vasile, domnul primar de la Ostrița, de peste Prut, domnul primar de la Lunca. Domnul primar, vă mulțumesc din suflet, pentru că totdeauna ne primiți, în afară de ce e, cât peste cap a luat, că eu lăsat-o pe Mahaleancă să-l facă crucea asta aici și monumentul ăsta, că zice, băi, eu fac un monument. Oameni buni, ei ne-au spus că faci cruce, dar ce-o făcut mai departe, dar ce-am pazit-o? Da. Nu știu, vedeți, și s-o primit. Domnul primar, vă mulțumesc foarte frumos, pentru că totdeauna, asta ce vedeți,
Asta ce vedeți de roată ai făcut, deci n-am venit eu cu tehnica din Mahala, când zice, doamnă primar, vii cu tehnica de aici, las că găsim noi. Deci asta e grija lui, am eu grijă, deci vă dați seama, persoana care, atâta că lumea lui e suferită aici din lungă, prin ce am trecut noi, că i-o scos din casă ca să vină să sapă groape, grochile este comune ca să îi îngropat pe mahaleni, el are grijă mai departe de monumentul acesta. Domnul primar, vă mulțumesc foarte frumos. Domnul primar Ion de la Târnauca, noi de când suntem primari tot ne ținem împreună ca prieteni. Deci mulțumesc frumos că totdeauna ești cu noi. Mai departe avem oaspeți domnul Petru Grior, persoana care a scris Cartea Durerii și care a lucrat foarte mult cu arhiva, de unde noi știm foarte multe istorii noi despre Lunca, despre mahaleni, despre lumea care a fost deportată datorită acestei persoane. Domnul Petru Grior, mulțumesc foarte frumos. Avem oaspeți de la Rădăuț, domnul colonel Nicolovici Nicolae și domnul procuror Gheorghe Horodenco. Vă mulțumesc frumos pentru prezența voastră. Mai avem aici, de acum trec în limba ucraineană, Дона завітали ще наші брати, бо так само ми є, вони вже наші, бо відносяться до сільської ради. Дичі тут фраці сокуати, пендрука їсла примарія Магала. Дич сату, село Раранча, є сільський голова з Раранчі, Василь, ну тебе можу і назвати, Корнецький. Василь Корнецький і своєю делегацією. Пане примар, дякую вам щиро, що ви завітали вшанувати разом з нами наших загиблих людей. Майорем Йовичом, домну секретар де ла Беркішеш Сучава. Трече ця летори ти Уаспецька. Ти багай, я не знаю, ту Магала, да трече ічі лінгу Уаспецька, кари сент ічі. Ка са штим, ка знець Уаспецька. Енд rest. A, și Sergiu de la Moldova, că e cu mașină de Moldova, dar vedind din Australia, venit în coace, cum am spus, de la bun început, deci am început comemorarea cu mulțumirea acestor persoane care s-au venit numai ca să vină alături cu noi. L-am văzut aici pe Sergiu Bărbuță, venit de la Costiceni, să fie tot la comemorarea noastră. Poate careva pe cineva nu a numit, vă rog frumos, mă iertați. Văd că Ana, doamna profesoară de istorie, Ana Gostiuc, care totdeauna este cu noi. Vă mulțumesc frumos că ați venit. La toată lumea, vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și ați venit aici ca să spunem o rugăciune, să ne închinăm acestor suflete nevinovate care au vrut un singur lucru, să fie libere. Stimați părinți, deci, vă dau cuvântul. Începem rugăciunea cu imnul Domnului. Mulțumesc! Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Domnul
și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne prin noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toate zilele de-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșițelor noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile dreptelor celor ce s-au săvârșit, odihnește, Doamne, zăvrea dormiților robilor Tăi, păzindu-i pe ei într-o viață cea fericită, care este la Tine, iubitorul de oameni, într-o odihnă Ta, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihnesc, odihnesc. Doamne, zăvrea dormiților robilor Tăi, că singur ești iubitor de oameni, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tu ești Dumnezeu care Te-ai pogorit la iad și ai dezlegat durerile celor ferecați. Însuși și suflet de-a dormiților robilor Te odihnește și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una curată și prea nevinovată fecioară, ceea ce ai născut pre Dumnezeu fără de sămânță, pe acela roagă să mătuiască zăvrea dormiților robilor Tăi. Cu înțelepciunii drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Sfânta Evanghelie de la Sfânta Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție. Să luăm aminte. Zisau Domnul către iudei care veniseră la dânsul, adevărat, adevărat vă spun vouă, cine ascultă cuvintele mele, crede celui ce m-a trimis spre mine, are viață veșnică și la judecat nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun vouă, vine ceasul și acum este când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu, care vor auzi, vor învia. Precum Tatăl are viață întru sine, așa au dat și Fiului viața pentru sine, și stăpânirii au dat Lui, și judecate se facă. Căci Fiului este nouă mirat de aceasta, vine ceasul întru care toți cei din mormânturi vor auzi glasul Lui, și vor ieși oamenii cei ce-au făcut fapte bune
pentru învierea vieții, iar oamenii cei ce-au făcut fapte rele, pentru învierea judecății. Nu pot eu să fac la mine nimic, precum au și judec, dar judecata mea dreaptă este că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu, care le m-au trimisă. Auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu, Dumnezeu, care odinsc aici pe tutindinea, Flora Ilie, Flora Coxenie, Veronica, Maria Ioan, Flora, Gheorghe, Veronica, David, Simeon și Teodosi, și pentru că se iertă tot greșeala ce de voie și cel fără de voie. Doamne, cel fără de moarte și Dumnezeu nostru să-i cerem. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeu, duhurilor și-a tot trupul care a călcat moartea și pe diavolul a suflat, și-a dor viață lumii tale însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților rădurilor tăi pomeniți aici, în locul luminat, în locul viață, în locul de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală o săvârșită-i cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-l. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, mai tu singur ești pe păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna sufletelor adormiților robilor tăi. Pomeniți aici acum, Hristos, Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm, împreună și cerul, fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântul, bunul de viață, făcătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Moarte, cel ce ai făcut și zidit pe om, iar noi pământeni din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai porunci cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământeni și în pământ vei merge, unde sus pământenii mergem, făcând tânguirea supra gropii cu cântarea,
Aleluia, aleluia, aleluia. Să o laudăm, strecând,
Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună fără de început, și Duhule cel Dumnezeiesc, luminează-ne pe noi cu credință, celor ce slujim ție, ce ne scoate din focul cel de veci, și acum și pururea și vecii vecilor, amin. Bucură-te, curată, ce ești născut pe Dumnezeu, cu trus spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine, și noi să aflăm raiul, născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Noastră slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne milește, Doamne milește, Doamne miluiește, prea cu cernice, Părinte, binecuvintează. În moci Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru găciunile precurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților, apostolilor, ale precuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor, părinților noștri, ale tuturor Sfinților, săi suflete și stori mutați, de la noi, părinții, frații noștri, care zac aici, pretutindinea, drept măritorii creștini, ostașii care au căzut pe câmpul de lupte pentru apărarea țării și a credinței, că ție slavă înălțăm prin cel tău, Părinte, preasfântul bunul de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Într-o fericită adormire veșnică odihnă, pe Doamne sufletilor adormiților, părinților și fraților noștri pomeniți aici, care zac aici pretutindinea, drept măritori creștini, ostașii care au căzut pe câmpul de lupte pentru apărarea țării și a credinței, a tuturor din neam adormiți, Fă-le, Doamne, veșnică pomenire!